Bună seara, dragi prieteni! Am ieșit din nou la o partidă de pescuit la Dunăre. După cum ați văzut și pe filmare ceva mai devreme, apa a crescut foarte mult, undeva la 2 metri, 2 metri jumătate. Inițial, locul pe care am vrut să pescuiesc nu se poate pescui, apa a crescut foarte mult și am copaci în spate, nu aș putea să lansez. Am găsit un nou loc. Nu am mai pescuit niciodată pe el. Voi pescui aici pe timpul nopții. Este undeva aproximativ la ora, este ora 17. Am să pescuiesc aici. Sper să fie o partidă bună, să avem rezultate bune, chiar dacă este o creștere foarte mare a apei. În principiu, anul ăsta nu am avut rezultate bune pe creștere, doar pe stagnare sau pe scădere foarte mult. Dar sunt optimist și sper să am o partidă bună în noaptea asta. Rămâneți cu mine și vom vedea ce pești mănânc în seara asta și ce rezultate vom avea. Am luat de acasă niște lemne uscate, că data trecută au fost foarte ude și nu s-a prindat deloc focul. Așa am luat niște lemne uscate ca să putem să aprindem focul și după aia să punem de astea mai umezite, dacă e. Dragi prieteni, așa cum am așteptat, este o partidă extrem de dificilă. Nu aveam mari speranțe de la această partidă, ținând cont că apa a crescut cu aproximativ 2 metri, 2 metri jumătate, dar nici nu mă așteptam să fie o partidă atât de proastă. Este aproximativ ora 20, nu am avut niciun fel de trăsătură. Am încercat la babă de porumb, la viermuș, am schimbat mai multe nade cu mai multe arome. Peștele este total inactiv. Până la această oră nu am avut nicio trăsătură. Am început să pescuiesc în jur de ora 6, după amiaza, seara, și este ora 20, nu am avut absolut niciun fel de trăsătură.
Sper în continuare să-și revină și să mănânce și să avem câțiva pești prins și astăzi. De fapt, în noaptea asta. Dragi prieteni, este aproximativ ora 22. Mă gândesc să strâng sculele și să plec acasă. Nu am avut absolut niciun fel de trăsătură. Ploaia a stat de aproximativ un sfert de oră. A plouat mocănește de când am venit. În jur de ora 18 a început să plouă mocănește. Vântul a bătut destul de tare, Dunărea este foarte agitată, sunt valuri foarte mari. Am folosit 3 nade în speranța că o să atrag peștele și o să am trăsături cu aromă de căpșună, cu aromă de vanilie, cu aromă de usturoi. Absolut niciun fel de trăsătură. Cam o meală pe cârlige am avut, am dat și la boabă de porumb, am dat și la viermuș, am dat și combinat boabă de porumb, viermuș albi, viermuș roșii, absolut niciun fel de trăsătură. Peștele nu are niciun fel de activitate. Sunt foarte multe gunoaie în apă din cauza Dunării care a crescut și a adus foarte multe gunoaie. Am scos pe fire tot timpul frunze și tot felul de crăcuțe și alte mizerii. Da, nu aveam mari speranțe la această partidă. Așa cum am spus și la începutul videoului, anul acesta cel puțin nu am avut rezultate bune absolut deloc pe creștere. Rezultatele bune au fost pe apă scăzută și pe stagnare, dar tot pe apă scăzută. Rămâne o partidă foarte proastă, n-am avut niciun fel de prezentare. Cu siguranță mă voi întoarce la Dunăre. Am să urmăresc cotele și presiunea apei și am să mă întorc din nou să-mi iau revanșa după această partidă proastă. Dacă ți-a plăcut acest video și îți place ce fac, mă poți susține cu un like. Dacă nu ești abonat, te poți abona și apasă și clopoțelul să fii notificat când postez un video nou. Vă doresc tuturor fire întinse și toate cele bune. Ne revedem la următoarea partidă, în video următor.